bă. Interesul este lor vis-a-vis de modul în care am fost furați în ultimii 27 de ani. Piața Unirii este plină de porumbei. Vă rog, dacă vreți să aflați știri adevărate, veniți mai aproape ca să vedeți aceste grafice. Cum este plătită forța de muncă în România ultimilor 27 de ani? Veniți mai aproape, îndrăzniți dacă vă interesează. Dacă vă interesează faptul că ați fost furați lună de lună, an de an, timp de 27 de ani, de acel salariu, de acea pensie, de acel venit lunar pe care l-ați avut și la care ați avut dreptul și care ar fi putut fi. Dublu, veniți, vă rog, aproape, îndrăzniți că nu costă și nici nu doare. Uitați, aici sunt două grafice. Elveția în stânga, România în dreapta. Sunt două cercuri, două torturi. În România, forța de muncă este plătită cu 27% din PIB, din produsul intern brut. Observați această porțiune albastră. În Elveția e dublu, 60%. Profiturile în Elveția sunt de 38%. În România sunt dublu, de 61%. Vă rog, veniți mai aproape să le vedeți bine. Avem trei grafice importante pe care vrem să vi le prezentăm. Deci în România forța de muncă este pur și simplu batjocorită cu aprobarea clasei politice. De ce la noi munca nu este plătită ca în țările civilizate ale lumii? De ce? Întrebați-i pe ei. Ia uitați ce s-a întâmplat în România ultimilor 27 de ani. Este acest grafic. Totalul PIB-ului. Aici, pe orizontală, jos sunt anii, cei 27 de ani, de fapt până în 2014, când au fost publicate ultimele știri, ultimele date de către Institutul Național de Statistică. Observați cu albastru jos banii cu care au fost plătiți românii. Sunt diferite culori. Salarii, pensii, alte indemnizații. Cu alb observați aici taxe. Deci taxele sunt salariile. Și țineți cont că aceste salarii și pensii sunt și ele impozitate și taxuite. Iar cu roșu în partea de sus vedeți profiturile. Deci în România ultimilor 27 de ani profiturile au fost de 1800 de miliarde de euro. Iar munca o vedeți jos de tot. Aici salariile 500 de miliarde de euro. Pensiile 200 de miliarde de euro. Munca în România este prăduită și batjocorită. Chestia asta se întâmplă în România și în țările bananiere. Nicăieri în altă parte în Europa, munca nu este batjocorită ca în România. Trecem la ultimul grafic. Vă spuneam că în ultimii 27 de ani, în ciuda celor pe care ne le spun politicienii, în România s-a produs an de an. Vârful de producție, vârful produsului intern brut a fost de 150 de miliarde de euro. Dar ia uitați dumneavoastră aici cât s-a produs în România. Aici pe acest grafic aveți evaziunea fiscală la impozitarea profiturilor în România într-un an, în anul 2014. Uitați-vă ce... Această felie mare de tort roșie, 80%, deci 80% din ceea ce s-a produs în România în 2014, știți ce înseamnă 80%, care nu știți, vă spun, din 10 părți, 8, nu au fost impozitate. Ce s-a întâmplat cu acești bani? Au plecat în offshore-uri, au plecat în țări străine, în conturile multinaționalelor. Știți ce înseamnă asta? Ar fi trebuit ca produsul intern brut al României să fie de aproape 800 de miliarde de euro. De vreo 6 ori mai mult. Ce înseamnă asta? Fiecare din noi am fi putut câștiga de 6 ori mai mult în 2014. Dacă munca noastră ar fi fost apreciată, dacă această clasă politică ultracoruptă ar fi făcut legi pentru popor, nu pentru ei înșiși. Asta s-ar fi întâmplat. Vedeți aici în partea albastră profituri impozitate. 17 miliarde de euro. În 20%. Deci în România se fură într-o nerușinare cruntă aceste adevăruri, vă sunt ascunse. Fiecare din noi am pus și o spun pentru ultima dată la Iași ar putea câștiga
cel puțin dublu, cel puțin în situația cea mai proastă, cel puțin dublu, dar dacă s-ar impozita toate sumele pe care transnaționale le scot hoțește din țară, venitul românilor ar putea să crească de 4 ori. Domnilor, doamnelor, Iași, alo, Iași, ești acasă? Deschideți-vă mințile și nu mai acceptați să fiți batjocoriți de clasa politică. Avem și soluții. Deocamdată v-am prezentat aceste știri ascunse românilor în mod premeditat de către clasa politică ultra-coruptă din România. Meditați, gândiți, acționați. Mulțumesc, Iași!